Nu, o să mergem pe aceeași linie, o să ascultați texte de... textul pe care dau încă a fost de Mircea Micu. Textul dinainte a fost de Maria Stancu. Ăștia sunt de dintre poeții noștri preferați, Mircea Micu, Zaharia Stancu. O să mai ascultați Radu Stanca și alții, nu prea mulți, Eugen Ionescu, de exemplu. Și o să le fie și texte de ale noastre pe care, bineînțeles, o să le diferențiați foarte ușor. De asemenea, la intrare puteți să găsiți un album al nostru, e singurul pe care am putut să-l luăm cu noi, albumul Babylon, un album mai vechi, dar foarte solid. Sunt convins că o să vă placă să-l ascultați, vi-l oferim din toată inima, pe bani. Îl găsiți la intrare. Deci, printre creșterile copilăriei, se numără acest cântec cu o melodie de bilă, dar cu un text extraordinar. Când eram nemici și drăgeam cu urechea la radio și folchiștii de pe vremea mea aveau o structură preferată sovieto-hispanică, care începea la minor, continua cu minor și așa mai departe, cei mai mulți dintre dumneavoastră o știu. Și noi am zis, puteți să facem și noi chestia asta. Și bineînțeles că se putea face spre rușirea noastră, am făcut-o. Vă invităm să ascultați textul lui Zaharia Stancu. Bătălia s-a sfârșit, soldatul a rămas titulat într-o mască. Undeva departe, pământul cere, gata să mure, gata să nască. Deasupra cerul gol și soarele, în jur câmpul gol și morții, sufletele lor stau des și așteaptă să intre în rai în fața morții. Soldatul din mască vede o floare și vezi un ciocure după ureche. Ce bună, ce bună e lumea, ce rea, ce urâtă, ce veche. Vor răsări steaguri și flori pe orașul de obuzeras. În bătălie au luptat toți, victoria e a celor care au rămas. Bătălia s-a sfârșit, soldatul ridică fruntea să vadă garda. Și sfârmă tânca și barba. Deasupra cerul gol și soarele, în jur câmpul zdrobit de obuze. În mască soldatul nu mai are nici ochi să vadă, nici buze.
am început noi să cântăm. De asemenea, era foarte greu să spui ceva critic și care să aibă sens la adresa, mă rog, tipurilor respective. Tipurile erau așa cum erau, că tipurile de acum sunt substanțial mai bune. Dar trebuie să fii extrem de inventiv și extrem de subtil ca să poți să treci de cenzură, ca să poți să treci de un șir de cenzuri și să poți să spui lucrurilor pe nume. Un cântăresc care nouă ne-a plăcut foarte mult și care a murit acum câțiva ani, poate unii dintre dumneavoastră și mai amintesc, Constantin Dragomir, avea un cântec care se numea Slavă ție. Slavă ție lumii contemporane. Și care se termina așa, după ce trecea prin câteva faze, spunea Slavă aduc lumii contemporane cu toate membrele mele umane. Și motivați de ideea asta, am găsit și un text în Macaria asta cu care spune ceva, că pe acești mi este la fel de fanii de Casiu. Și care n-am nici idee, nu mai știu cum se numește, dar nu cred că are importanță. Ok, titlul de lucru mă prim. Oh,